Biserica Ortodoxă învață că moartea este despărțirea sufletului de trup. Odată această despărțire săvârșită, trupul este dat pământului și putrezește. Așadar, ultima menire a omului pe pământ este moartea, despre care Sfânta Scriptură mărturisește astfel: și se va întoarce țărâna în pământ de unde s-a luat, și Duhul se va întoarce la Dumnezeu, la Cel ce l-a dat pe el. Moartea îl răpește pe om când a ajuns la termenul predestinat de judecata lui Dumnezeu pentru îndeplinirea rostului ce îi este impus. Acest termen acordat omului conține tot ce este folositor. Deci moartea este de folos omului. În tradiția creștin-ortodoxă, cele 40 de zile după moarte sunt esențiale pentru sufletul celui decedat. Duhovnicul Ilie Cleopa de la Sihăstria spunea că după moarte, sufletul își urmează o cale specială după tradiția Bisericii Ortodoxe. De când murim și până la 40 de zile, când are loc judecata particulară a sufletului și se hotărăște de Dumnezeu unde o să stăm, la bine sau la rău, până la judecata de apoi, este un timp de tranziție, adică un timp provizoriu pentru drepți și pentru păcătoși. În prima zi după moarte are loc întâlnirea cu Îngerul Păzitor. În descrierea sa, părintele Cleopa spunea că atunci când omul moare și își dă sufletul, în fața lui apar atâția diavoli câte păcate a avut răposatul și tot atâția îngeri câte fapte bune a avut în viață. Și este o mare luptă atunci, că sfintele puteri se luptă cu diavolii cum să ia sufletul, că ei zic că este al lor, că are păcate multe, iar îngerii zic că are mai multe fapte bune. Pentru că lupta care se dă între cele două forțe este cumplită, sufletul se teme să iasă din trup. I se leagă limba când vede toate acestea. El vede atunci multe, dar nu poate să spună. Duhovnicul de la Sihăstria arată că în acel moment, la ceasul morții, apare îngerul de la botezul omului, cel care are cea mai mare putere. Când vine acesta, toți se dau la o parte, pentru că acest înger nu numai că ne păzește acum, dar el ne păzește și în vremea morții. El călătorește cu noi prin vămile văzduhului până la 40 de zile și îl avem de la dumnezeiescul botez mare ocrotitor. Dacă nu ar fi el, diavolul ar face cu noi ce ar vrea. În cea de-a doua zi, îngerul păzitor îl plimbă pe om pe unde a umblat în toată viața. Toată icoana vieții omului se descoperă a doua zi după moarte. Sufletul înconjoară pământul cât ai clipi din ochi. Sufletul nostru și îngerul păzitor merg mai repede ca razele fulgerului. Îl duce pe unde a umblat omul toată viața și îi arată unde a făcut bine și unde a făcut rău. După tabloul vieții, înfățișat în a doua zi după moarte, în cea de-a treia zi, sufletul are o viziune asupra propriului trup. Vede că plânge mama, plânge sora sau soția sau soțul. Vede că plâng neamurile după el și îi pare rău. Dar nu mai are grija noastră. El se gândește atunci numai la el și zice: ei rămân pe pământ și se vor pocăi, că mai au vreme să facă fapte bune. Dar eu unde mă duc? Cine mă va ajuta pe mine acolo? Tot în această zi, spune părintele Cleopa, i se mai dau sufletului încă 6 îngeri însoțitori. Alături de cel păzitor de la botez, cei 6 îngeri ajută sufletul să treacă cele 24 de vămi ale văzduhului. Așa au așezat dracii vămile, că dacă ar putea, niciunul să nu treacă la cer. Știți de ce au ei ura și zavistia asta pentru oameni?
pentru că sufletele dreptilor completează numărul din care au căzut ei. Lumea asta atât o ține Dumnezeu, cum arată Sfântul Simeon, noul teolog, până se va împlini numărul îngerilor căzuți din sufletele dreptilor. Părintele Cleopa spunea că Dumnezeu le-a dat voie diavolilor să stea în calea sufletelor. Aceștia au făcut cele 24 de stații sau vămi între cer și pământ ca să arunce în iad pe cei ce mor nepocăiți în grele păcate. Și iată cum sunt așezate. Vama întâi este pentru vorbirea de rău, vama a doua pentru clevetire, vama a treia pentru mânie, apoi lăcomia și așa mai departe, de la cele mai mici păcate până la cele mai mari. Tot în ziua a treia de la moarte, sufletul ajunge prima dată la scaunul Sfintei Treimi și aude o voce care îl trimite 6 zile în rai. Când ajunge sufletul acolo cu îngerii, nimeni nu poate spune ce frumusețe este. Acolo vede el raiul desfătării, Ierusalimul ceresc și câte spune Sfânta Scriptură. Dar cea mai mare bucurie când trece sufletul prin rai, alta este. Se întâlnește cu neamurile lui. La 9 zile de la moarte, sufletul este trimis 30 de zile prin iad, unde vede focul cel nestins, Ghena, fântâna adâncului și iezerul de foc de la Apocalipsă. Și când vede el atâtea feluri de munci și atâtea feluri de draci, vede acolo muncindu-se și neamuri de-ale lui, cum vedea mai înainte în rai. Și neamurile știu pe unde trece și îi ies înainte și strigă către el: frate, nepotule, vărule, moșule, matale te duci la judecata particulară. Te rugăm din inimă, adu-ți aminte de noi și te roagă lui Dumnezeu pentru noi, dacă te va da la bine. În cea de-a 40-a zi, îl iau îngerii și îl duc a treia oară la scaunul Preasfintei Treimi, la judecata particulară, unde îi se hotărăște destinația până la judecata de apoi. Dacă Doamne ferește este păcătos, aude: duceți sufletul acesta în Sheol sau Hades, adică în iad și în muncă. Părintele Ilie Cleopa susține că aceasta este explicația pentru care în tradiția Bisericii Ortodoxe se fac pomeniri pentru sufletul celui răposat. Biserica, mama noastră cea duhovnicească, are mare grijă să facă pomeniri după fiecare mort la 3 zile, la 9 zile și la 40 de zile, pentru că atunci se hotărăște unde va sta sufletul nostru, la bine sau la greu. Dumnezeu a hărăzit sufletul să treacă prin 3 stări diferite care constituie viața sa veșnică: viața în pântecele mamei, viața pe pământ și viața de dincolo de mormânt. Sufletul, la ieșirea sa din trup, trece în împărăția ființelor asemenea lui, adică în împărăția spirituală a îngerilor. După faptele sale bune sau rele, sufletul se unește cu îngerii cei buni în rai sau cu îngerii căzuți în iad. Noi știm și vedem ce devine trupul, cât despre suflet nu-l putem vedea, dar știm cu desăvârșire ce îi se întâmplă prin mărturisirea Sfintei Biserici, stâlpul și confirmarea adevărului care nu a căzut niciodată din învățătura sa și nici nu poate cădea, pentru că este învățată de Duhul Sfânt. Astfel descriu Sfinții Părinți ce se întâmplă în momentul în care sufletul se desparte de trup. Faptele bune ale omului și conștiința curată sunt în acel moment de un mare ajutor și reprezintă o mare bucurie pentru dânsul. Sufletul plin de pasiuni și păcate este condus de demoni în iad, unde va suferi veșnic. De noi înșine și cu ajutorul nemijlocit al lui Dumnezeu atârnă felul morții noastre, noi putând să o facem frumoasă sau cumplită,
după cum vom fi îndeplinit poruncile lui Hristos. Fiți gata în tot ceasul de moarte, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Iată ce scrie Sfântul Efrem Sirul despre moartea dreptului. Drepții și asceții se bucură în clipa morții, având înaintea ochilor faptele nevoinței lor, privegherile, posturile, rugăciunile, lacrimile. Sufletele lor simt o mare bucurie când sunt chemate să iasă din trup și să reintre în repausul lor veșnic. Moartea păcătosului este cumplită. Păcătosul este acela ce calcă legea lui Dumnezeu și disprețuiește poruncile sale. Moartea sufletului păcătos este tragică, pentru că în momentul ieșirii sale din trup, este luat de îngerii răului pe care i-a servit fiind pe pământ. Prin urmare, vedem că sufletul, după despărțirea sa de trup, locuiește încă 2 zile pe pământ și se înalță în a 3-a zi către Dumnezeu pentru a-i se închina. Apoi petrece în rai următoarele 6 zile, urmând cele 30 de zile în iad. În a 40-a zi, află care va fi starea sa până la judecata cea de pe urmă, când numai atunci sufletele vor primi hotărârea definitivă. A înmormânta trupul răposaților este un act de milostenie practicat de întreaga omenire, însă religia creștină pretinde să se îngroape trupul cu toată onoarea ce se cuvine templului Sfântului Duh. Înmormântarea trupului este un act de caritate propriu întregii omeniri, în vreme ce rugăciunea pentru răposați este rodul acelora ce cunosc pe adevăratul Dumnezeu. Nu știm și nu putem ști cine greșește și cine are dreptate înaintea lui Dumnezeu. Numai El singur o știe. Noi nu știm decât un singur lucru, că toți oamenii sunt păcătoși. Nimeni nu e curat de păcate, măcar de-ar fi trăit o singură zi pe pământ. După rugăciune, al doilea mijloc de a interveni pentru răposați este milostenia pe care noi o facem în amintirea și în numele lor. A face milostenie este a ajuta cu bunuri pământești pe cei ce au nevoie de ele, pe săraci, adică pe frații noștri. Milostenia este de mare ajutor pentru odihna răposaților păcătoși. Binefacerile făcute de cei vii în amintirea răposaților au aceeași semnificație ca și când aceste fapte ar fi fost făcute de răposații înșiși. Învățătura Sfântului Ioan Gură de Aur arată toată importanța milosteniei. Nimic nu e mai puternic pentru a șterge păcatele decât milostenia. Vorbind de plânsul nestăpânit și de înmormântările pompoase ca de lucruri total nefolositoare răposaților, el zice: milostenia făcută în numele răposatului este un mare ajutor pentru mântuirea sa. Îngropăciunile bogate arată nu iubirea pentru cel mort, ci vanitatea. Te voiești să-l plângem cu adevărat pe răposat, îți voi arăta un alt fel de înmormântare și te voi învăța să-l îmbraci cu haine ce se vor scula împreună cu el în ziua judecății și îl vor slăvi. Aceste haine sunt milosteniile ce vor învia odată cu el. Milostenia este o pecete cu care el e pecetluit și cu care va face să strălucească hainele sale când va auzi cuvintele: flămând am fost și mi-ați dat să mănânc. Să îngropăm morții într-un chip folositor lor și nouă, într-o slava lui Dumnezeu. Să facem milostenie într-un numele lor și să le dăm bune merinde pentru drum. Să ne aducem aminte de nemurirea sufletului. Suntem străini și călători pe pământ. Auziți ce zice psaltirea: nemernic este omul pe pământ și străin ca toți părinții săi.
Nimeni nu va rămâne în lumea aceasta. N-am venit să stăm aici. Aici este o trecere necontenită. Am răsărit prin naștere și asfințim prin moarte. Moartea poate fi privită ca dar făcut de Dumnezeu unei umanități alterate prin păcat. Acest dar semnifică, potrivit tradiției creștine, șansa unui nou început și a unei vieți veșnice în împărăția prezenței iubitoare a lui Dumnezeu.